Așa arată cea mai mare clădire din Europa și una dintre cele mai solide construcții din țara noastră. Hidroizolațiile au cedat, iar în Casa Poporului plouă la propriu. Secretarul general al Camerei Deputaților, George Dumitrica, a explicat care este situația pe terasa Parlamentului, dar și prin ce coșmar trec angajații de fiecare dată când plouă torențial. Deși clădirea este foarte vizitată, este una dintre cele mai vizitate clădiri din România, era o carte de vizită nu prea frumoasă pentru turiști, pentru că în momentul în care intrau în Palatul Parlamentului, vedeau acea găleată cu apă și acele infiltrații care nu ne făceau cinste. Terasa s-a transformat acum în șantier, iar lucrările vor dura câteva luni. Noua terasă urmează să aibă mai multe locuri de parcare, dar și spații verzi dedicate unor evenimente precum Bike Fest sau Street Food. În luna decembrie, în momentul în care va dispărea tot acest șantier, aici, pe terasa principală a Camerei Deputaților, locul pe unde vin la serviciu deputații și unde își parchează demnitarii mașinile, vor exista 174 de locuri de parcare, mai multe stații de încărcare electrică și mai multe spații verzi. Costul acestor lucrări se ridică la suma de 12 milioane de lei. De anul viitor, deputații nu vor avea doar terasă nouă, ci și restaurant nou.